Salutare tuturor! De curând am achiziționat de la Dedeman cu 1148,99 lei acest tocător electric Makita model UD2500 fabricat în China. Aparatul are greutatea 27,6 kg, un coș de colectare de 67 litri, alimentare la 230 V, puterea motorului de 2500 W și viteza de rotație a discului de tăiere de 40 unități pe minut. Este destinat exclusiv utilizării personale pentru tocarea în principal a tuturor tipurilor de crengi cu diametrul maxim de 45 mm. În funcție de tipul și starea produsului lemnos, se precizează în manualul de utilizare, cu recomandarea să tocăm crengile imediat după ce le tăiem, deoarece acestea se pot întări foarte mult pe măsură ce se usucă. În manual este menționat că pot fi prelucrate și resturi vegetale de grădină, ca de exemplu plante uscate sau buruieni umede strânse de câteva zile, introducându-le alternativ cu crengile, dar nu și rădăcini cu pământ. Soțul meu o să-l despacheteze, asambleze, identificăm componentele și vedem împreună cum toacă crengi de diferite diametre. Cred că e tija la roci. Are buton de reglaj al de hotel.
Acesta este cablul pentru conectarea aparatului cumpărat separat. Manualul de utilizare ne avertizează așa. Utilizați numai cabluri prelungitoare cu 3 fire prevăzute cu fișe cu împământare și prize cu împământare care să se potrivească cu priza mașinii. Pentru utilizarea în aer liber, utilizați numai un cablu prelungitor. Am scris indicativul cablului pe imagine. Prevăzut cu conector cu protecție împotriva stropilor de apă. Secțiunea transversală a conductorului trebuie să fie de cel puțin 1,5 mm pătrați pentru cabluri de până la 25 metri lungime și de 2,5 mm pătrați pentru cabluri de peste 25 metri lungime. Dacă se utilizează un cablu lung și subțire, pot apărea scăderi de tensiune. În acest caz, puterea mașinii poate scădea. Are un buton verde pentru pornit, buton roșu pentru oprit și butoanele galbene pentru înainte, înapoi. Înapoi în caz că se blochează, rămâne vreun lemn înțepenit acolo, dar înapoi. Iată, acesta este rezultatul de la tocarea crengilor subțiri. Manualul menționează că materialele moi sau crengile umede pot fi rupte în loc să fie tăiate. Dacă intră pe gaură, îl fac. Siguranță. Ai desfăcut ăsta? Da, era într-o parte. Creangă mai subțire o face așa. Creangă groasă a făcut așa. Da, asta a fost și mai uscat. Centimetri și un pic, aproape 4 jumate.
mai micșorat distanțierul ca să-l tai cât mai aproape de menghină. Are o menghină și cuțitul, și cuțitul trece pe lângă menghină. Vezi? Mă rotește așa. Și l-am apropiat acum menghina mai mult, ca să tai mai, să tai mai bine. Siguranța cum acționează. S-a oprit motorul odată ce am lăsat cutia. Odată ce s-a umplut cutia, apucă și refulează și dă înapoi materialul. Ia. A, uite că l-a luat. Și acum, la final, concluzia noastră de simpli utilizatori. Este un aparat util, ușor de folosit, însă nu mi s-a părut excepțional ca performanță. Dacă dumneavoastră știți un tocător apropiat ca preț de acesta, dar mult mai performant, vă rog să-mi scrieți în comentarii. Pe curând și numai bine!